Bună seara, Moldova, și bine v-am regăsit în cadrul unui nou ciclu de emisiuni cu genericul Mai aproape de UE. Marcăm 7 ani de când la Vilnius, la summitul parteneriatului estic, respectiv a avut loc parafarea acordului de asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană, 29 noiembrie 2013. Ulterior, acordul a fost semnat la Bruxelles în 2014, 27 iunie, ulterior ratificat de către Parlamentul Republicii Moldova. Între ani, între timp, Uniunea Europeană rămâne a fi liderul suprem la capitolul asistență financiară nerambursabilă. De la începutul cooperării și până în prezent, Uniunea Europeană a oferit Republicii Moldova ajutor de peste 900 milioane euro în formă de grant. Investițiile au fost făcute în diverse domenii. Important și o atenție sporită fiind alocată zonelor rurale și zonelor cu o economie mai puțin dezvoltată. Acest lucru permițându-ne să ne apropiem ulterior și mai mult de valorile și modelul nivelului de trai din țările europene. Ce pași trebuie să facem și nemijlocit cum se dezvoltă localitățile noastre, implementând proiectele finanțate de către instituțiile Uniunii Europene, discutăm desfășurat în cadrul prezentei emisiuni cu genericul Mai aproape de UE. Având invitații deja prezenți în platou și prezentându-i atenției dumneavoastră, aceștia sunt domnul Dorin Andros, secretar de stat Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului. Bună seara! Bună seara! Doamna Maria Culeșov, directorul Agenției de Dezvoltare Regională Sud. Bună seara, sărut mâna. Bună seara. Domnul Tudor Camerzan, primar satul Filipeni, raionul Leova. Bună seara. Bună seara. Și domnul Andrei Sula, șef departamentul aprovizionare cu apă și canalizare, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Bună seara. Bună seara. Până a proceda la discuții, vreau să deschid o paranteză și să comunic telespectatorilor faptul că în 2010 Națiunile Unite au declarat dreptul la apă potabilă în condiții de siguranță și dreptul la serviciile de sanitație ca drepturi universale ale omului. Astfel, într-o asigurare a respectării acestor drepturi, în Republica Moldova pe această perioadă s-au demarat și se demarează mai multe proiecte ce prevăd asigurarea populației Republicii Moldova, atât în zona rurală, cât și în zona urbană, cu servicii de apeduct și canalizare. În acest sens, vă invităm să urmăriți un reportaj cum reușesc localitățile, cum a reușit o localitate din sudul Republicii, satul Roșu, raionul Cahul, să rezolve problema apelor menajere din localitate. 2-3 ani în urmă era o bilă neagră pentru cartea de vizită intrare în orașul Cahul, înspre satul Roșu, deoarece în anii 90 până în 2000, vis-a-vis peste traseu, era o stație de repompare către sistemul central al orașului Cahul, care în anii cei grei au fost distruse, furate pompele, distruse complet și toată canalizarea acta se scurgea sub acest podeț și se îmbiba tot acest masiv cu scurgere de la aceste blocuri. Neavând surse, neavând gestionare în anii cei grei, așa a fost până în 2018. Când s-a început sistemul de canalizare, primul plan a fost conectarea acestor blocuri la sistemul central de canalizare. Acesta este primul proiect. Sistemul central de canalizare finanțat de Guvernul Germaniei și care a fost implementat prin intermediul Agenției de Dezvoltare Rurală Sud. Costul proiectelor este în jur de 16 milioane, cu tot cu documentația de proiect. Contribuția Guvernului German este de 14 milioane de lei. Ca mai apoi să începem altă etapă, conectarea casei individuale la sistemul central de canalizare, satul Roșu, cu sistemul central care este conectat la tot sistemul municipiului Cahul, care îl gestionează Societatea Acțiuni Apă Canal. Noi astăzi avem în sat 670 de abonați care sunt din 730 de gospodării din sat, adică peste 90% sunt conectați la apă. Cu regret, la sistemul de canalizare
avem un procent mai mic, în jur de 25 dintre cei care sunt conectați deja la apă. Sunt niște incomodități pentru unele persoane, deoarece satul este așezat pe pante. Partea de la vale nu le vine chiar așa ușor să conecteze. Sunt unele porțiuni din sat unde trebuiește ca să instaleze cămine cu pompe suplimentar, fiindcă dânșii se află mai jos decât cota sistemului de canalizare. Și astea sunt niște incomodități pentru cetățeni. Posibil că asta și îi reține ca să conecteze la canalizare. Că or să mai suporte niște cheltuieli adăugătoare. E foarte jos, nu știu la câți metri, dar mie îmi pare că trebuie și pește-vă 7 metri, dacă nu așa îmi pare. Sunt și fost așa cum uite, de la deal, partea de la deal căsele, care este eu și mâine sunt de acord. Că asta tot pentru și sănătatea a noastră și... Ce să faci? Un bazinel avem și îl plătim și ne curățăm și gata. Trăiesc în roșu prin 80. Acum mulțumim și băda prost, cum se spune, trăim mai ușor. Și lumină ne-a pus și apă, gaz avem, ca toată lumea civilizată. A rămas canalizarea asta, dar s-a rezolvat problemele și așa și asta. Că la noi, dacă suntem la vale, și când la vale și la deal trebuie o pompă, nu și aici, nu până când ne folosim cum ne-a folosit înainte. Avem un bazin unde scurgem tot asta, curățăm. O dată în jumătate de an undeva curățăm, până să faci una alta. Aici, știi ce mașina ieși, suji. Până când la noi în Republică mai sunt acele caznări care se folosesc oamenii acasă, fiecare individual. La unii sunt cu posibilitatea de a evacua cu mașinile specializate, la alții încă cu regret se duce în sol. Avem apă, suntem foarte mulțumiți, suntem ca la oraș. Am ajuns și noi să ne fie ușor. Dar nouă la femei lăsat nu trebuie să ne fie ușor, cât tari suntem chinuite. Și doresc la toate femeile din satul meu să aibă așa ușurință. Ultimele facturi sunt. Pentru noi suntem mulțumiți acum. Dacă ne plătim 400 de lei o mașină, asta era foarte scump. Foarte scump era. Dar acum suntem mulțumiți, mai ușor. Dacă vor să aibă toate acestea, trebuie să depună o leagă de forță. Este același tarif în toate localitățile. Apa e 13,87 și canalizarea 5,96, un metru cub de apă. Până când legislația nu este pront, că cel care poluează trebuie să plătească, lent va fi conexiunile la sistemul de canalizare. Mă numesc Tatiana Seredienco, sunt director executiv Asociației Obștească Azi Cahul. Vorbim despre proiectul Comunități Informate și Sensibilizate privind conectarea la canalizare. Este un proiect finanțat de Uniunea Europeană și GIZ. În cadrul proiectului vom încerca să informăm și sensibilizăm cetățenii din municipiul Cahul, satul Crihana Vechi, Cotihana și Roșu privind conectarea la canalizare. Va trebui să le explicăm oamenilor despre cost-eficiență, despre importanță, despre cât este de ușor și cât este de eficient să ai un serviciu nu atât acasă conectat, cât și monitorizat, securizat de un serviciu de care răspunde statul sau întreprinderea municipală. Pentru guvern este o prioritate accesul la apă, canalizare. Până la 30 septembrie, noi am valorificat 130 de milioane de lei din Fondul Ecologic Național, adică din cei 218 milioane de lei aprobați. Prioritar s-au investit în apă și sanitație. În general, la fond au fost aplicate proiecte în valoare de 2 miliarde și vreo
400 de milioane de lei. Avem trecut în regulament că beneficiarul trebuie să vină cu un aport de 15%. Vă spun niște minusuri care le-am avut. Întâi am făcut apeduct, am distrus drumurile, dar trebuie. N-au trecut 5-6 ani, puțin reabilitat, ne-a apucat prima etapă, canalizare, traseul central. N-a trecut 2 ani de zile, iar am început să fermăm drumul ca să conectăm casele. Unde deja le-am conectat, am reabilitat drumurile, că e varianta albă, că urmează, avem două documentații de proiect la asfaltare, dar asta se iar niște cheltuieli în plus și niște incomodități. Tindem spre asta, să avem un sat european, mai facem niște drumuri bune și atunci nu o să fim mai rău ca cei din Europa. Apele menajere, de fapt, și cele industriale reprezintă un pericol iminent, nu doar pentru flora și fauna, ci mai cu seamă pentru sănătatea publică a cetățenilor. În acest sens, o alimentare publică, o alimentare a oamenilor cu apă potabilă și servicii de captare și epurare ar fi, până la urmă, cerințe cheie orientate autorității la ziua de azi. În acest sens, domnule Andros, spuneți-ne, vă rog, cât de important este ca autoritățile centrale, de comun cu autoritățile locale, să identifice soluții de evacuare a apei reziduale, a apei menajere din localitate, ținând cont de faptul că apele reziduale aduc un pericol crescut atât pentru apele de suprafață, cât și ulterior pentru mediu. Adică ecologia influențată este și deci sănătatea oamenilor. Eu cred că importanța acestui exercițiu nu trebuie pusă la îndoială, pentru că este probabil cel mai important sau cel mai mare factor poluator pentru solurile noastre, pentru apele subterane care le avem, apele freatice. De aceea trebuie să depunem eforturi, atât noi cât și autoritățile publice locale, în vederea identificării resurselor financiare necesare pentru conectare. Sincer să vă spun, acest interviu un pic m-a pus pe gânduri, pentru că este un pic stranie abordarea domnului Ghețivu, care menționează că cei de la Vale nu se pot conecta. Cel puțin elaborarea documentației tehnice sau de proiect ar fi trebuit să fie elaborată astfel încât toată populația să aibă acces, pentru că nu este corect și echitabil ca cineva să aibă acces, iar altcineva să se conecteze din propriile surse. Mai mult decât atât, cred că opțiunile tehnice trebuiau să fie identificate astfel încât să nu mai existe situații similare. Dar un al treilea punct care mă pune la bine, cât de rentabilă este activitatea pe canal Cahul. Avem aici reprezentantul Andreea, poate o cunoaște careva detalii. Dacă ei nu investesc în dezvoltarea infrastructurii și este necesar ca cetățenii permanent să contribuie cu resurse financiare. Dar subiectul ăsta trebuie dezvoltat. Vreau să menționez că în prezent noi suntem în proces de desfășurare a unui apel de propuneri de proiecte. În prima etapă au fost depuse 121 de proiecte, dintre care 86 de proiecte au trecut la etapa 2. În cele 86 de proiecte, pentru că avem foarte des situații când se construiesc rețele de canalizare sau sanitație, cum le mai numim noi, din păcate nu ajungem și la stațiile de epurare care trebuie să fie în fiecare localitate. Domnule Camerzan, construim apeducte, dar cum rămâne cu construirea sistemelor de canalizare? Cum controlăm, de fapt, evacuarea apelor uzate? Cum primăriile identifică resurse și mijloace financiare necesare pentru realizarea acestor proiecte, pentru cum a și indicat inițial domnul Andros, bani puțini sunt, dar noi știm că aceste proiecte, de fapt, implică costuri foarte și foarte crescute. Da, exact. Ar fi ideal în paralel apeductul și canalizarea. Și la noi, acum merg lucrările de... Întâi s-au făcut ceva drumuri, după asta merg săpăturile de apeduct, în câțiva ani iarăși se fac drumuri și iarăși o să identificăm banii pentru canalizare. Dacă pentru lucrările de apeduct suma pentru lucrări este accesibilă, se pot găsi resurse, pentru canalizare este un pic mai greu, mai dificil, însă se lucrează împreună cu Agenția de Dezvoltare Regională Sud, cu Consiliul Raional, lucrăm asupra identificării resurselor. Spuneți-ne, vreau, cât de deschiși sunt locuitorii, așa, comuni, localității, cetățenii nemijlocit care sunt beneficiari ai serviciilor de apă și canalizare, într-o a contribui și ei nemijlocit la a atrage asemenea proiecte. Pentru că știm, este și un proces de cofinanțare în momentul
când proiectul, adică, este sprijinit de anumite autorități. Și mai știm că aportul adus de către cetățeni inițial este foarte important. Ori plătesc acum cât e nevoie, ca ulterior să nu fie nevoie să plătească mai mult, pentru că problemele vin în lanț ulterior, caz în care nu dispunem de aceste servicii în localități. Sigur, există această dorință a cetățenilor de a se conecta la serviciile de sanitație și să vină cu contribuție. Unii sunt sceptici un pic la această contribuție, însă mergem în teritoriu, informăm, astfel ei ajung să înțeleagă acel impact pe care o să aibă pe termen lung servicii de sanitate asupra mediului și asupra sănătății. Vă mulțumesc, domnule Camerzan. Despre teritoriu, să lărgim aria de subiect. Doamna Maria Culeșov, în regiunea de sud a țării, cum stăm de fapt la capitolul asigurării cetățenilor cu apă potabilă la robinete și construirea nemijlocită a sistemelor de captare, de iepurare a apelor uzate? Pentru regiunea sud, aprovizionarea cu apă în regiune este de 72,5%, iar ce ține de sistemul de sanitate este numai de 12,3%. Vă dați seama că este foarte, foarte mic, cu toate că în ultimii ani a crescut. Dacă noi luăm în comparație cu 2015, a fost 11,4%, acum mai 12,3%, asta este ceva deja crescut. Bun, despre fonduri, domnule Andros, în statul Republica Moldova, adică are prevăzut în bugetul național câteva fonduri, așa gestionate de către Ministerul Agriculturii, Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Fondul Ecologic Național. Așa, ambele fonduri, de fapt, primind anual din buget, cam peste 200 de milioane de lei. În total ar fi aproape 500 de milioane de lei. Întrebarea fixă ar fi, cum sunt direcționați, de fapt, banii, resursele financiare și cât de eficient la etapa aceasta ele sunt alocate? Banii depinde ce înțelegeți dumneavoastră pentru un indicator de eficiență. Cel puțin pentru noi, un indicator de eficiență ar fi că orice proiect început... Un indicator de eficiență pentru noi și telespectatori probabil ar fi gradul de acoperire cu serviciile de apeduct, apă potabilă și canalizare. Costurile conform strategiei sunt în jur de 2 miliarde de euro, dintre care 1 miliard și ceva pentru canalizare, 1 miliard 020 și în jur de 900 și ceva dar de milioane în termeni de euro. Comparativ, domnule Andros, în ultima perioadă sau în ultimii ani, dându-le dumneavoastră un segment de comparație, în ultimii 5 ani, în ultimii 10 ani, cât de solicitate ce avem în această perioadă? Din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională, din cele 220 milioane, anual în jur de 75 milioane sunt alocate doar pentru apă și canalizare. Cum a spus colegul meu, din Fondul Ecologic Național, anual se alocă în jur de 200 de milioane doar pentru alimentare cu apă și sanitate. Perfect ar fi ca noi să avem un plan de amenajare a teritoriului național care să stabilească care sunt apeductele magistrale și extensiunile către apă și canalizare, inclusiv să avem un calcul al aglomerărilor. Pentru că ceea ce facem noi astăzi în Republica Moldova din perspectiva serviciilor de canalizare nu este altceva decât o abordare haotică. Noi ne dorim oarecum este metodologie de calcul a aglomerărilor astfel încât să fie minimizate la maxim și costurile de construcție, dar și ulterioară întreținere, pentru că întreținerea ulterior se reflectă și asupra tarifelor pe care cetățeanul trebuie să le probe. Da, construcția unui sistem de canalizare implică nemijlocit și construcția unei stații de epurare a apelor uzate. În cele ce urmează vă invităm să urmăriți un reportaj care ne reflectă cum funcționează o stație de epurare construită cu 3 ani în urmă în orașul Costeș din raionul Râșcani. Așa, la această stație pot fi conectate, cum e și au indicat colegii, localitățile din zonă și totuși această stație nu poate fi folosită la randamentul maxim. Зовут меня Игорь Бароницкий, являюсь директором АПО канал Костешт. По территории эти очистные сооружения очень мало территориально занимают место. Два вагончика. Один из них является реактором, а второй вагончик для переработки уже материалов после очистки. Вот, собственно говоря, пульт управления данной системы. Все очень просто и понятно. Для тех, кто здесь работает, операторов, все на кнопочках, все в автоматическом режиме. Также имеется генератор. И в случае чего, если электролинии где-то что-то случилось,
Он в автоматическом режиме запускается, и станция продолжает работать. Это все было помощь Европы. Участие это GIZ и ADR Nord, которые, собственно говоря, занимались этим проектом. Стоимость проекта составляет 6 миллионов. Это имеется в виду и проектирование, и само сооружение, разработка, изготовление самих сооружений, и установка, и монтаж. Ну и сдача в эксплуатацию. Это накопительный резервуар, где собирается вода. Вот. Это резервуар-приемник. Он закрыт. И тут набирается вода. Это подъемный механизм для вращения воды в резервуар. Здесь есть резервуар, который дополнительно очищает, и сами проход воды в систему. Вот поток воды, который идет. Дебита достаточно мало. Больший поток поступает именно в вечерние часы, после 6 к 8, 10, 12. И утром с 6 до 10 максимум. Нужно больше абонентов, а больше абонентов – это нужна вода в других населенных пунктах, окружающих. Цена воды с канализацией – 22 лея. Станция является экологической. У нас есть результаты анализов, вполне допустимые результаты анализов. Имеется в виду то, что разрешено уже вливать в реку пруд. Stimați invitați, ce ar trebui de întreprins ca populația să se conecteze la aceste servicii? Pentru că se întâmplă probleme, cum ați și început dumneavoastră. Eu totuși cred că situația este în situația economică a Republicii Moldova. Oamenii nu prea își permit să achite asemenea servicii, deși avem foarte multe cazuri în care oameni destul de înstăriți nu doresc să achite aceste servicii, având haznale proprii. Totodată, noi discutăm posibil în viitor apropiat să înaintăm o propunere de modificare a legislației, astfel cât în localitățile care există sisteme de canalizare, populația să fie obligată să se conecteze. În caz contrar, noi vom aplica amenzi, pentru că ceea ce se întâmplă astăzi, sutele mii de metri cubi care se revarsă în sol, nu duc decât la impurități și la probleme de mediu. Cum am și observat, de fapt, în reportajul colegilor mei, un tarif de 19-22 de lei pare a fi un tarif relativ crescut pentru oamenii din localitățile care au, cu regret, un buget relativ mic. Domnule Camerzan, ce părere aveți dumneavoastră despre această chestiune și cum ne adaptăm? Sigur, raportat la salariile care sunt, prețul este un pic ridicat, în special în localități rurale. Însă aici ar trebui de lucrat pe termen lung, prin informare, pentru că dacă nu păstrăm ceea ce avem acum, pe viitor urmașii noștri nu vor avea ce păstra. Și mă refer aici la mediu, la sănătate și multe altele. O alternativă ar fi fosile septice. Însă și aici necesită studii și de clarificat. Sunt rentabile sau nu sunt rentabile? Domnule Sula, în opinia dumneavoastră, de fapt, și în comunicare directă, cum se stabilește sau cum stabilește Andreea tarifele pentru apă și canalizare în raport de diferite regiuni, da? Pentru că în diferite regiuni noi știm fluctuațiile de buget și potențialul oamenilor diferă. Deci Agenția Națională pentru Reglementare Energetică avizează sau aprobă tarifele pentru prestarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare în dependență de operatori, nu în dependență de careva regiuni, teritorii nord, sud, vest sau est. Aceeași situație a fost aprobarea tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare din Chișinău. Deci de ce în Chișinău sunt cele mai mici tarife? Deci respectiv Chișinău are cea mai mare pondere de alimentare cu apă și respectiv de canalizare. Deci istoric așa s-a format aici. Pentru ceilalți, ele sunt mai mari, deci tarifele independenți de cheltuieli, deoarece după cum a fost menționată anterior în mențiunile
celor nemijlocit care operează aceste instalații. Deci, în cazul în care, dacă ei au fi avut mai mulți consumatori care, pentru care se prestează serviciul de canalizare și respectiv a fost volume mai mari, ei să, deci, să epureze aceste volume de ape uzate, respectiv și tarifele ar fi fost mai mici, deoarece deci, ei nu lucrează la capacitate pentru care a fost proiectată instalația respectivă. Deci, el a menționat deci, ceea ce este, deci, într-adevăr, este, dar aceasta e la prima etapă, respectiv, deci, potențialii consumatori trebuie să fie convinși că viitorul este acesta, deci conectarea la sisteme de alimentare cu apă, sisteme publice de alimentare cu apă și de canalizare și respectiv reducerea impactului asupra mediului ambient. Da, dar acestea sunt costuri. Acestea sunt costuri. Despre consumatori, pentru că avem și o realitate certă, adică la care și domniile voastre s-au expus și au întărit această poziție. Doamna Culeșov, să vorbim și puțin despre alternative ecologice, așa, și mai puțin cu istoria sistemelor de sanitație ar putea fi aplicate în localitățile mici din țară și cum respectiv cetățenii, oamenii pot fi responsabilizați pentru a sprijini și ei autoritățile în asigurarea implementării anumitor proiecte de asemenea gen. Deci, eu fiind director Agenției Dezvoltare Regională Sud, eu văd lucrurile și proiectele regionale. Deci, pentru mine și pentru noi este mai important ca proiectele ce ține și de apeduct și de sanitate să fie de o, deci regionale și ceea ce ziceți de întreprinderea municipală, Cahul deja nu mai este întreprindere municipală, ea este întreprindere regională. Deci a fost schimbat statutul, societate pe acțiuni, de unii acționari sunt primarii din, din tot raionul și deci având un volum mai mare de și mai mulți consumatori, adică a serviciilor, atunci se diminuează și costurile. Și părerea mea că este necesară peste tot, adică unde este posibil, în fiecare, cel puțin în fiecare raion, să fie un serviciu regional de prestare a serviciilor și în domeniul aprovizionării cu apă, cât și a canalizării. Noi, ca ce ține de aportul și contribuția cetățenilor, întotdeauna suntem pentru aceea ca să existe contribuția cetățenilor. Ceea ce a vorbit domnul primar de Roșu a fost foarte mică contribuția și nu din partea cetățenilor, dar a primăriei Consiliului. Atât domnul primar știe, e foarte greu să colectezi contribuția. Acum noi avem un proiect de aprovizionare cu apă în raionul Leova. Apropo, noi am construit magistrala de aprovizionare cu apă din râul Prut și acum se conectează satele, fiindcă în raionul Leova și Cahul. Ce vă rog în concluzie, așa? Deci, faptul că populația contribuie este un lucru foarte bun, fiindcă el contribuind deja e conștient că trebuie să se conecteze, fiindcă dacă el la început dă banii, el știe că se va conecta. Așa. În cazul că nu este contribuție, atunci e mai complicat. Vă mulțumim și la final, domnule Andrus, comunicați-ne ce pronosticuri fac autoritățile de la Chișinău cu referință la capacitatea de acoperire a țării cu serviciu de apă potabilă în robinet și serviciu de sigur și de canalizare. Bine, totul depinde de disponibilitatea resurselor financiare, cel puțin rezultatul primei etape a concursului pe care îl facem noi pentru selectarea proiectelor. Planificăm până în 2024, dacă vom avea resurse financiare destule, să construim circa 930 km de apeduct, peste 560 km de canalizare, 14 stații de epurare, costul total fiind în jur de 2,6 miliarde de lei. Stimați invitați, domni, stimată doamnă, vă mulțumim foarte frumos pentru prezența dumneavoastră în cadrul platoului emisiunii noastre Mai aproape de UE. Stimați telespectatori, doamnelor și domnilor, planificarea de fapt sistemelor de sanitație în localitățile cu bugete mici ar trebui să fie o prioritate atât pentru autoritățile publice locale, cât și pentru autoritățile publice centrale. Centrale, deci și locale. Având un sistem eficient de captare, colectare și epurare a apelor, doar așa putem cumva preveni, proteja sănătatea noastră și, sigur, mediul ambient. Prin responsabilitate și participare civică nemijlocit și a locuitorilor. Pentru că, cum am și notat inițial, plătim azi pentru a nu plăti mai târziu mai mult. Pentru că sănătatea fiecăruia din noi este mai presus de toate.
Stimați telespectatori, ne revedem în 2 săptămâni cu noi subiecte importante ce reflectă proiectele sprijinite de Uniunea Europeană în Republica Moldova. Seară bună, pe curând!